Thank you.
aici, în Baia Mare, exact acum o săptămână, a început o competiție pe care noi o credem foarte frumoasă și competiția a început într-un mod deosebit. Primarul orașului Baia Mare a sărit cu parașuta. Deci, ce fel de competiție putea să fie? De parașutism. Mulțumesc. Acum am ajuns la finalul competiției și la bilanț. Ne întâlnim toți fericiți că a fost un concurs frumos, cu rezultate bune, ne întâlnim toți foarte veseli, n-am avut niciun fel de incidente și e momentul să mulțumim întâi și întâi tuturor celor care au făcut posibil această competiție. Și noi te iubim! Și noi! Cum voi începe prin a-i chema aici pe cei care, așa cum am spus un pic mai devreme, au făcut posibil această competiție din punct de vedere organizatoric. Diplomele speciale vor fi mânate de primarul municipiului Baia Mare, detașamentul de parașutism, Ștențel Cristina, care a îndeplinit și funcția de arbitru și director de concurs. Pentru cine nu știe, comandantul de detașament este originar de aici, din Baia Mare. Felicitări, Cristina! Mulțumesc! Alt rol foarte important l-a jucat cine altcineva decât arbitrul șef. Deci, îl invit pe domnul Sorin Engel, arbitru. Dacă aveți vreo plângere, acum deja e prea târziu. Clasamentul este făcut. Alt arbitru, Bodo Viorel, instructor de parașutism la Aeroclubul Arad. Mă invit pe doamna Iliescu, este dânsa se ocupă de serviciu certificare personal aeronautic, momentan este pensionară și voluntar în cadrul Aeroclubului României. Domnul Leoveanu Marian, apropo, la mulți ani! Felicitări, domnule! Este instructor voluntar la Aeroclubul Deva. Domn profesor. De la Aeroclubul Pitești, domnul Florin Băleanu. De la Aeroclubul Brașov, Pena Virgiliu. Tot de la Aeroclubul Brașov, Pena Marian. La mulți ani! Un sprijin din partea armatei, domnul Marius Cojoc. Tot din partea Aeroclubului Pitești ne-a ajutat domnul George Mărgelatu. Georgică, felicitări pentru primul concurs! Fără vreo ordine anume, domnul Andrei Gabriel, de la comandantul Aeroclubului Iași, este din Iași, acum este comandant la Suceava și secretarul competiției. Marina Ștefan, cea care l-a ajutat în toate cele pe domnul Gabriel Andrei. La mulți ani, Marina! Domnul Valentin Mânzeală, de la Asociația Sportivă Șoimii Buzăului. Rică Mihai, la mulți ani, Rădulescu, Pământ, tot din partea armatei. De la el am învățat ceva. Este într-o formă fizică perfectă. Sfera e o formă perfectă. Domnul Ciprian Drobotă, ne-a încântat o săptămână, mai când vine să-i dau microfonul, dar cred că nu-l mai primesc înapoi. Și cu fiecare sac are și un petec, adică de ce n-ar fi și domnul Constantin Gangan?
Au făcut o echipă excepțională, se și vede pe ei de altfel. Dragul nostru nemurici, Ion Sacară, de la Aeroclubul Iași, probabil cel mai în vârstă de aici. Se pare că Leonardo da Vinci l-ar fi rugat pe el să testeze teoria cu parașuta. De la Aeroclubul București, Daniel Brezuică, instructor de parașutism la Clinceni. De la Craiova, domnul Cristian Smarandache, instructor la Aeroclub. Ok, se pare că a trebuit să plece, a avut o urgență, este și comandantul Aeroclubului, se pare că a fost reținut. De la Aeroclubul Sibiu, doamna Tatiana Poponea. Doamna Claudia Lăcătuș. Deloc, din Baia Mare, momentan instructor la Aeroclubul Brașov. N-ai bucurat să mai vii și pe față? Cum s-ar fi demonstrat rezultatele sportive dacă nu l-am fi avut lângă noi pe domnul Nicolau Ramiro? Mulțumim, Ramiro! Cu parașutiștii care s-au ocupat de buna desfășurare a competiției, să zicem că a mai terminat. Urmează o diplomă specială pentru Rodica, dar aia este ceva mai încolo, stai liniștită, da? Te avem în vedere. Ce ne-am fi făcut noi paraștiști fără avioane? Și avioane ce s-ar face fără piloți? Domnul Augustin Bortoș, comandantul avionului AN-2. Hai, Augustin! Domnul Vasile Hațegan, pilot comandant al avionului G-8. Și Rodica, a sosit și diplomata, te rugăm să vii. Dacă ești micuță, te rătăcim tot timpul. Rodica este instructor de parașutism la Aeroclubul Mureș și cea care învață pe colegii din altă structură să sară cu parașuta. Am rezolvat cu colegii parașutiști. Hai să vedem cine ne-a mai ajutat să desfășurăm acest concurs? Sponsorii. Ce ne-am face noi fără ei? O diplomă acordăm firmei Liberty. Este un reprezentant, sigur că da, soția domnului. Alt sponsor care ne-a ajutat, Dynamic MBM, reprezentant al firmei. Oh, ce onoare! Am avut cinstea să sar în tandem cu dânsul. Inspectoratul pentru situații de urgență, Maramureș. Ne bucurăm că n-am avut nevoie deloc de dânsii. Și totuși ne-au sprijinit cu toate corturile care erau prezente la start. Serviciul de ajutor Maltez, Baia Mare, un alt sponsor. Mulțumim, ne-a vegheat în toate aceste zile. Nu știu cât v-a plăcut. V-a plăcut să vă uitați la paraștiști? Da, ne-a plăcut foarte mult. Vă așteptăm. Și gazda trebuie răsplătită. Și cum? Domnul comandant Julien Ocean, pentru ajutorul pe care ni l-a oferit în toate aceste zile. De asemenea, fiind un pic așa cam pe la graniță între aeroclub și aeroport, nimic nu s-ar fi putut face fără dirijarea turnului de la Aeroportul Internațional Baia Mare. Îl invit pe domnul director
să primească o diplomă din partea noastră. Domnul director a fost în fiecare zi lângă noi, cred că mai prezent decât foarte multă altă lume. O să-i o păstrăm. Bun. Doar în două vorbe vreau să vă spun că, așa cum la tir există o țintă și în parașutism există o țintă, diametrul discului pe care trebuie să aterizeze toți sportivii are 3 cm, adică un pic mai mare decât o monedă de 50 de bani. Se mai măsoară încă 15 cm și după aia e ca și cum nu te-ai fi urcat în avion. Uite, mă corectează cineva că de fapt acum sunt 2 cm, nu mai sunt 3. Prea multă lume dădea pe discul acela. Bun. Să începem. La junioare. Locul 3. Sebastian Ioan Stana, locul 3 la junior, precizia aterizării. Premieră va face primarul municipiului Baia Mare, domnul Chelefleș. Ești neobișnuit cu podiumul, sper să te înveți. Felicitări. Felicitări și ție, Marius. Și locul întâi, deloc neașteptat, Nicolau Alexandru. Despre el o să vorbesc și un pic mai încolo. Pentru cei care nu-l cunosc, Andy, fiul lui Ramiro, este... Să zic, România a avut foarte multe realizări în domeniul aviației. A avut tot felul de recorduri, a avut tot felul de înaintași, oameni care au făcut avioane, au făcut planoare, au făcut multe. Ne bucurăm să spunem că este primul campion mondial pe care l-a dat aviația română. Andy este campion mondial la precizia aterizării acum 2 ani. Mariș, ia ghiciți de unde? De aici, din Baia Mare. Felicitări. Pe locul 2, tot Mariș, dar Andreea, Mariș Andreea, Diana de la Mureș. Este doar o coincidență de nume, să știți, să și vede. Locul întâi și campioană națională de junior la precizia aterizării, Steliana Popa din Brașov. Parte din premiu a fost oferită de către primăria Baia Mare. N-am nicio îndoială că toate trei vreți să fiți acolo tot timpul, nu se poate mereu. Campionatul național de precizie aterizării seniori bărbați. Pe locul 3, Savo Adrian de la echipa armatei. Felicitări, Adi! La bărbați, anul acesta am avut și o situație care vreau să vă spun că pe mine nu mă bucură. Locul 3 s-a stabilit în urma unui baraj. După terminarea tuturor celor 10 manșe de concurs, 2 dintre sportivi, trebuie menționat aici și Ioni. Ioni, felicitări, te-ai bătut frumos până la capăt.
Asta este cineva trebuia să câștige, între voi doi a fost Adi, de data asta. În anii trecut știi foarte bine ce gust o fi avut el, cât de amar s-o fi părut altă medalie. Bun. Pe locul 2, sportivul Pop Gabriel, de la Mureș. Felicitări, a fost pe primul loc până în semifinală. Pe locul 1 și campion național de senior la precizia aterizării, Dacian Ciorgovean, de la Armadă. Bravo, Dacian! Felicitări la toți trei și vreau să-mi aduc aminte, privindu-l acum pe Dacian, că ultima oară când s-a desfășurat o premiere în centrul unui oraș a fost la Sibiu acum vreo 25 de ani. Campionatul Național de Parașutism Precizia Aterizării, senioare. Pe locul 3, Andreea Pădurean, de la Aeroclubul Clinceni București. Pe locul 2, din vecini, din satul mare, Simona Stan. Iar pe locul 1 și campion național la precizia aterizării senioare, Steliana Popa, de la Aeroclubul Brașov. Parașutismul nu este numai un sport individual, este și un sport de echipă. Aici a avut loc și s-a desfășurat și Cupa Memorial General Grigore Baștan. E bine să ne cinstim cei care au avut merite în trecut. Domnul general Baștan a fost primul general de parașutism al Armatei Române, stins înainte de Revoluție. Din partea Fundației General Grigore Baștan s-a oferit o cupă. Clasamentul s-a făcut pentru manșele impare, 1, 3, 5, 7, iar suma rezultatelor de la această competiție a dus la următorul clasament. Echipa Aeroclubului Cluj. Sportivii sunt noi, Robert, Danciu Daniel, Balica Mircea, și Doru Baciu, instructor la Aeroclubul Cluj. Mulțumim foarte mult!
Pe locul 2, echipa Eco Alpin, cea care reprezintă Armata Română, felicitări încă o dată. Țigănuș Costel. Ciorgovean Dacian, proaspătul campion național de acest an. Ioniță Florian. Ioniță Camelia și Savu Adrian. Pe locul întâi și câștigător al memorialului general Grigore Baștean, o altă echipă care aproape că reprezintă armata, echipa Mureș. Bravo! Pop Gabriel, Cioc Levente, Rigo, Mariș Diana și Rusion. Șerte ani pentru tine când am mai plăcut de unul formula asta pe voi. Dar ai concurat tu? Ba, am concurat eu. În 2005. Le dau ei trei. Le găsesc. Sunt parământ ei. Pe locul trei. Exact în formula asta. Eu urcăm pe voi de noi. Și acest trofeu sunt înmânate de fiica generalului Grigore Baștean. De asemenea, doamna Baștean dorește să mâneze doamnei Cristina Ștențel, comandant detașament paraștinism din Aeroclubul României. Domnului Cătălin Cherecheș, primarul municipiului. Domnului George Rotaru, directorul general al Aeroclubului României. Și domnului Franco Carboni, care ne-a ajutat în tot, chiar tot. De la masă, de la cazare, de la cărat parașute, de la cărat benzină. Franco, îți mulțumim mult. Trofeu, cel mai mare și cel mai dorit, probabil. Premierea va fi făcută de domnul George Rotaru, directorul general al Aeroclubului României. Și rezultatele au hotărât așa. Pe locul 3, echipa Aeroclubului Brașov. Bine, Gabi! Da, și eu. Domn director, medaliile. Eu trebuie să mă retrag un pic. Pe locul 2, echipa Alpin, reprezentând armata, de la Buzău. Este o rivalitate de ani de zile între echipa Buzău, Brașov, Clinceni, Târgu Mureș. Târgu Mureș, exact asta mă pregăteam să spun.
ca un element de culoare în echipa Buzău. Sunt soț și soție, au doi copii, băiat și fată, amândoi sunt parașutiști la rândul lor. Familia Ioniță. Pe locul întâi și câștigătoarea Cupei României la parașutism, ediția Baia Mare 2012, echipa Aeroclubului Mureș. Cupa României este un trofeu transmisibil, cine are ochi să vadă. Pe postament sunt gravate câștigătorii din fiecare an. Va mai apărea o plăcuță și va fi din nou cu numele componenților echipei Mureș. Ei sunt și câștigătorii de anul trecut. Această competiție a ieșit așa cum doream. Sper că v-ați simțit bine aici, sportivi în primul rând, pentru voi am muncit și instructorii și aeroclubul teritorial. Mulțumim foarte mult domnului primar pentru sprijin. Se pare că anul viitor ne vom vedea tot aici, pentru că ne-a plăcut. Noi vă mulțumim. Mulțumesc sponsorilor, mulțumesc întregii echipe Aeroclubului României care a participat aici. Declarăm închis această competiție, nu înainte de a mâna o diplomă și ocupă domnului primar pentru sprijinul acordat și ne vedem peste un an de zile. Domn director, și arbitrii au un premiu special și vor să-l spună chiar ei. Și în ultimul rând, un premiu special pentru cel mai tânăr participant la un campionat național, domnul Cristinel Popescu. Vă rog, poftiți în față. Să primiți un premiu special. Întorceți-vă cu fața la public, vă rugăm frumos. Aripa tânără a parașutismului. Vă mulțumim. Noi ce credeți? Înăuntru este, ăsta e un baston de mareșal. Vă mulțumim frumos, ne revedem anul viitor.